Iar a răcit o leacă. Păi așa-i când tipui contra vântului, mă înțelegi? M-a sunat, a scris Tițiganu. Băi, Ionică, știa cu ei ziua? M-am bucurat, i-am zis, uite cum mă lipesc eu la o felie de prăjitură, un păhărel de vin. Nu, a cui? Zicea marelui nostru poet național Mihai Eminescu. A zis, aia, dar omul nu mai trăiește. Doar cineva de la el din familie să-mi dea de pomană. Singura variantă. Dar mă rog, la mulți ani, ce să zic, n-am nimic acum, a fost talent, a fost valoare. Atâta nu-mi place că îi supranumit poetul neperechi. Poetul neperechi pentru că oameni ca mine, spre exemplu, care mai știu o leacă cu poezia, cu rimă încrucișată, rimă împerecheată, nu am avut timp să mă plec asupra domeniului. De asta Eminescu, poetul neperechi, altfel era simplu. Mihai Eminescu. Prima poezie, deci debutul literar, ca să zic așa, am compus-o în clasa a doua și se numea Ana are purici. Am citit-o frumos în fața clasei, toată lumea a râs. E, a doua zi a venit tasul nervos la școală. I-am zis, stai domnule, că e o metaforă, o licență poetică. Deși fata scărpina, nu era metaforă. Dar m-a bătut. Atunci am învățat și eu ce înseamnă să suferi pentru artă. Mai târziu, țin minte că am participat la Festivalul Internațional de Poezie la Târgu Mureș, unde a luat loc 16. Cu o poezie în limba romane. Are mama 3 puro, puricări, puricăro, puricăstru. Da, bine, aveau numai loc 1, 2 și 3, dar am zis că să-mi dea și mie ceva și mi-a dat loc 16. Tot a fost bine, nu? Da, fără glumă acum, e frumos să cinstim memoria marelui nostru poet, iar cel mai nimerit mod în care putem face asta e să citim ceva din poeziile lui, pentru că el acolo și-a pus sufletul, mă înțelegi? Nu vorbe goale ce din coadă a să sune. Poezia mea preferată este, de departe, Scrisoarea a treia, recunosc, varianta prescurtat, când am ținere de minte. La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort, un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea! Dar cine ești, măi, Xulescu? Păi, măria ta, sultane, sunt eu, zis Iliescu. Dacă îți dau vreodată în viața mea bacalariatul și încă de poezia asta, pe cuvânt, dacă nu scriu cel puțin 10 pagini. Da, hai să ne auzim cu bunii cât de rele suntem sătui și cum spunea vorba poetului, Eminescu să ne judece. Suntem în cuvânt și-n toate, floare de la activitate. Sub un cer cu stele sudice. N-avem sau nu dreptate, n-avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece.